Guvernul României a modificat legislația referitoare la contribuția asigurărilor de sănătate, majorându-se printr-o ordonanță de urgență pragul de la care unui pensionar trebuie să îi se rețină din pensie contravaloarea pentru serviciile medicale primite. În cursul lunii martie a apărut ordonanța de urgență 5, care aduce modificări și completări legii 95 privind reforma în domeniul sanitar, legea 95/2006, și anume că odată cu modificarea punctului de pensie de la 740 de lei la 872 de lei, s-a modificat plafonul de la care pensionarii plătesc contribuția de asigurare de sănătate. Deci ce depășește 872 de lei, pentru ce depășește, se plătește contribuția de 5,5%. De asemenea, pentru pensionarii care au sub 872 de lei lunar, contribuția de asigurări de sănătate se plătește de la bugetul asigurărilor sociale. Este plata din alte surse. Prin această ordonanță de urgență se corelează legea 95 din 2006 privind reforma în sănătate și prevederile noului cod fiscal. Pentru anul în curs, efectul acestei măsuri guvernamentale se va răsfrânge asupra peste 2,5 milioane de pensionari din sistemul public, dintre care peste 1.900.000 au pensii mai mici de 740 de lei. Alte 500.000 de persoane vârstnice au pensii cuprinse între 740 și 872 de lei.